o hartă de atractori cunoscuți poate deveni o aplicație pragmatică cu o tehnologie foarte interesantă. Deci, cu alte cuvinte, acestea sunt o grămadă de evoluții în timp. Am făcut exerciții foarte interesante pentru a determina, de exemplu, criza de epilepsie în avans, să știm exact poate îi facem un sistem de warning. Pe chestia respectivă era foarte interesant să vedem, nu elemente cantitative, că nu se modifică ceva cantitativ, se modifică ceva ca să fie precursor, când începe să-mi dea pe electrogramă niște semnale foarte mari, deja omul e deja pe jos. Deci se modifică ceva calitativ, se schimbă ceva în structura semnalului respectiv, deci reprezentările în spațiul fazelor au fost extrem de interesante, par niște văzgălituri de genul ăsta, dar ele au o simplificație, ele au anumită metodologie de abordare și care, într-un fel sau altul, determină o formă de interpretare, e altă formă de citire, e altă formă de scriere, altă formă de vizualizare a datelor. Încă o bucățică de film, la fel de importantă. The atmosphere is a fluid that has, at each altitude above each point of the Earth's surface, a speed, a density, a pressure, a temperature, and so on. All of this data varies over time. It is, of course, impossible to understand this practically infinite amount of data. It is almost as if we were in a space with an infinite number of dimensions. To understand something about it, we must make approximations. In 1963, Edward Clarence simplified and simplified and simplified the problem again. He simplified it to such a degree that there is no guarantee that his equation has anything to do with reality. His model of the atmosphere was reduced to just three numbers, X, Y, and Z. The evolution of the atmosphere was reduced to a simple equation. Each point, x, y, z, in space, represents a state of the atmosphere. The evolution follows a vector field. For example, and this is only an example, the first coordinate could represent the temperature, the second, the wind speed, and the third, the humidity. Over here, it is cold, breezy, and rainy. Here, the opposite holds. When we follow a trajectory of the field, we are following the evolution of the weather. The weatherman just needs to solve a differential equation. This is what Lorenz saw when he studied his model. Does this have anything to do with real weather? That is far from clear. This is what physicists often call a toy model, used to try and understand the broad outlines of some complex behavior. In fact, Lorenz only had these sorts of graphs to look at because his computer in 1963 was quite primitive. Let's look at two atmospheres represented by the centers of these two balls that are extremely close together, so close they are almost identical. Let's observe what happens to them. At first, the two evolutions are almost indistinguishable. But then, they split up significantly. Two atmospheres become completely different. This then is chaos, sensitive dependence on initial conditions. In 1972,
Lorenz was going to present his work at a prestigious conference. But he was late in sending in the title of his lecture. The organizer, Philip Orlies, was in a hurry to send the program to the participants, so he chose a title for Lorenz. Predictability. Does the flap of a butterfly's wings in Brazil set off a tornado in Texas? The butterfly effect was born. Mathematical concepts are often not well understood by the general public. The image of a small, frail butterfly having an influence on the world is very poetic. The idea was very successful and has been endlessly modified. There is always a butterfly, but sometimes it comes from Africa and sometimes from China. And it is responsible for disasters in New York or in Chicago. Interesting. The idea found its way into literature, music, and movies. The list of films based upon this idea is endless. It generates a lot of emotion in Babel, the 2006 film by Alejandro González Iñárritu. The insignificant incident of a gunshot in Morocco will change the lives of an American couple, a Mexican nursemaid, and a Japanese girl. An interplay of small causes and large consequences. How chance determines the fate of humans. Unfortunately, only one half of Lorenz's message made its way to the general public. Can chaos theory be limited to the statement that it is impossible to predict the future in practice? How could scientists resign themselves to such an admission of failure? Lorenz's message is much richer. Here are two trajectories of the Lorenz system. One blue and one yellow that do not start from very similar initial conditions. Let's erase, say, the first 10 seconds of the movement, and then let's observe what happens. What do we see? The trajectories are indeed very different. They seem a little crazy and very unpredictable. But they accumulate on the same butterfly-shaped object. This accumulation does not seem to depend on the initial position. The trajectories seem to be attracted to this butterfly. This is what is referred to as the Lorenz attractor. A strange attractor. Here is a positive scientific phenomenon, one not as famous as the butterfly effect. Instead of observing just two trajectories, let's look at many more. Look at all these balls, each one of them representing a simplified atmosphere. After a while, they all accumulate on the same butterfly. A very nice object that we can admire endlessly. These are real problems for mathematicians and for scientists also. Instead of describing the future starting from a given initial position, which we know is impossible, we will instead try to describe the attractor. What does it look like? How do the internal dynamics work? Ultimele cuvinte sunt esențiale. Asta este marea problematică. Nu mă mai uit la o traiectorie, la o evoluție, ci mă uit la un fel de loc geometric a tuturor care se numește atractor și analizez pattern-ul acela, care devine un fel de simbol, un fel de altă literă într-o altă scriere, care îmi dă niște clase de evoluție, niște clase de comportamente, cu care pot să descriu, după aceea, eventual și un caz concret. Asta e altceva. Sau pot să înțeleg cam la ce să mă aștept. Sau, cum este mai departe, la aplicațiile pe care, într-un fel sau altul,
profesorul Chua prin tot ce a generat într-o teorie generalizată, dacă vreți. Deci, ce aș vrea să sugerez aici? Două fenomene, pe lângă cele discutate data trecută, autosignalitate, probleme legate de pattern, de atractor, de autoorganizare, mai există două lucruri fundamentale prezentate acum aici. O problemă de sisteme auto-oscilante, deci sistemele astea de auto-oscilație, care erau de tipul, faceți aminte, Belousov-Sabotinsky, care erau elemente pulsatorii, reacții chimice pulsatorii, deci am nevoie de o dinamică, de o anumită factură care să nască fără o forță exterioară. Deci apare o idee că există sisteme a căror dinamică internă este de asemenea natură, că nu e necesară de adiționat o forță exterioară care să determine cauza respectivă. Asta este o problemă tare. Da? Și poate genera un mod de gândire. Altă problemă, tot așa, micile fluctuații sunt foarte importante. Pentru că sistemele liniare se pot amplifica. Sistemele liniare se atenuează natural, de aceea nu le iau în discuție, sunt zgomot. Pe când de aici chiar zgomotul poate genera. De aceea am nevoie să încep să umplu, să înțeleg, să fac aparatură tehnică care să măsoare zgomotul, să interpretez fluctuațiile respective, pentru că ele sunt un fel de diagnoză din care aș putea eventual mai departe evolua de ceva. Și în final, nu analizez o traiectorie în timp, ci analizez niște elemente compacte într-un spațiu abstract, în acest spațiu al fazelor, în care am eliminat timpul și am făcut cumva o colecție a tuturor traiectorilor față de toate condițiile inițiale puse în sistem, și forma acelui atractor, structura respectivă, modul în care se relaționează eventual atractorii între ei mai departe și modul în care pot capta și așeza după aceea într-o anumită formă tehnologică atractorii pe un spațiu mai mare, duce până la nivelul, de exemplu, în management, filozofia numită conducerea pe mare turbulentă. Managementul pe o mare turbulentă. E o parabolă a faptului că, datorită dinamicii foarte mari sociale, practic, oportunitatea care, în fondul business asta încearcă să o prindă, oportunitatea să o valorifice economic, oportunitatea e foarte instabilă. Orizontul temporal poate fi foarte scurt și foarte mic și atunci trebuie să mă adaptez foarte repede, să știu să navighez printre atractori și repulsori. Pe toți trebuie să-mi fac niște suprafețe de anumite spații, așa numite spații de catastrofă. Deci încep să apară niște instrumente care nu sunt numai filozofie matematică frumoasă, care e departe, avem nevoie de matematicieni lângă noi. Dar nu trebuie să problematizăm ca să poată înțelege cineva în domeniul politicii, în domeniul politicilor de mediu, în domeniul problemelor educaționale, să înțeleagă nevoia de a reformula niște probleme, de a reformula niște afirmații care au fost într-o clasă de afirmații și împreună cu matematicienii și fizicienii respectiv să dăm naștere la mediu care să genereze acea sămânță pentru o altă lume, acea societate care se desprinde din lucrurile foarte cauzale, înțelege foarte mult, calitativ unită în discuție foarte importantă, ați văzut ce face afirmație vis-a-vis de abordare calitativă, dar este foarte o abordare cantitativă a calității, care până acum era doar calitativă, în multe situații. Deci este o rescriere cu implicații foarte mari. Vă spuneam, ce am încercat noi să facem aici este doar o bucățică, să vă atragem atenția asupra acestor filme. Pentru că filmul am decupat două bucățele din 8 serii de câte o oră fiecare. Sunt 8 ore. Am luat numai două bucățele care eu consider că le-am prezentat în ideea să vedeți cât de coerent se vorbește, cât de frumos sunt prezentate. Nu aveți nevoie pentru prima etapă de altceva decât să aveți răbdare să le parcurgeți. Și ne-am fi dorit și ne dorim în continuare ca eventual, după ce le parcurgeți, să ne formulați niște întrebări coerente ca să putem eventual trece în activități de, să vedem cum am putea formula o aplicație a acestor teorii în sociologie, de exemplu. Cum am putea aplica acest lucru, de exemplu, în tema difuzia socială a unei informații. Vă spuneam că dacă iau o piatră și o arunc în baltă, frotul pleacă euclidian în jurul pietrei, în jurul perturbației. Dacă arunc un banc într-o piață, structura nu mai merge la fel, nu se mai difuzează la fel. Apar foarte multe lacune, apar de fapt o structură discontinuă, de multe ori se spune piață fractală și așa mai departe. Deci sunt lucruri foarte interesante de a înțelege. Pentru că noi ne mirăm cum de... Noi știm de cafenea, de exemplu, de 3 ani de zile și alți colegi de mei vecini de clasă, apropiați la distanță foarte mică de mine, habar n-au. Și a distanță foarte mare deja o cooperează. Deci automat nu este o legătură spațio-temporală clasică, așa cum ne imaginăm. Deci difuzia socială a unor informații
este esențială. Pentru că, de fapt, de calitatea acestei difuzii le putem baza și putem face împreună, eventual, să rezolvăm o problemă majoră la nivel social. Dacă difuzia degeaba vorbea la televizor, pot să vorbesc că dau și un decret, el nu ajunge, nu se propagă, că n-am înțeles cum se propagă, n-am înțeles unde să plasez, cum să plasez, cum să spun, emițătoarele alea, astfel încât că nu trebuie să fac mutare, trebuie să știu unde, astfel încât să poată crea o lacunaritate cât mai mică, care ce înseamnă în final? Contradicții cât mai mică. Că dacă eu sunt în comuna primitivă și colegul meu la NASA, întâlnirea să fie niciodată niciun fel de înțelegere, valori comune. Și aici creează tensiune. Iar tensiunea asta băgată în social creează probleme de război care bate la ușă și toată lumea ne împărțim iar în două grupe care unii de la așteaptă să mai avem război pentru patrie și alea spun, mă duc pentru patrie. Adică tot timpul apar dihotomie în astea între care se creează o tensiune și un război. De ce? Deci, cu alte cuvinte, acest gen de abordare creează o masă critică de concepte. Ele, vă spuneam, încă un lucru important. Suma tuturor acestor informații se află adunate într-o enciclopedie a complexității, care explorează cu detalii, cu experiență, cu fiecare prima lucrare cunoscută lume din domeniul X al cuvântului asociat într-un dicționar de cuvinte explicative ale complexității, unde s-a ajuns că principalele lucrări de referință sunt publicate într-o carte formată din 11 volume, 10.000 de pagini. Se numește Enciclopedia Complexității, publicată de Springer Fernlach. Costă 5.000 ceva de euro. Dar, în principiu, are o masă suficient de structurată ca să nu mai ne povestim dacă merită complexitatea, nu merită complexitatea, că nu e aplicativă, e și aplicativă, și interesantă, și importantă, mai ales pentru nanomateriale, pentru probleme legate de materiale inteligente, pentru bio, pentru neuronal, pentru înțelegerea societății, pentru... E o necesitate. Ea simplifică foarte mult și creează un limbaj comun ca să putem problematiza, ca după aceea rezolvare, să putem să ne facem fiecare treabă. La ora actuală, cei care ne conduc au făcut facultăți mult și eu nu zic că toată lumea este de nivelul celor care le pe sticlă. Deci sunt oameni care au totuși o bază, dar baza lor de gândire nu este capabilă să problematizeze și să...